Bună, dragilor, ce faceți? După cum v-am promis data trecută, astăzi o să vă arăt un aranjament foarte frumos. Vom folosi pistolul de lipit, așa, dar vă promit că dacă aveți răbdare o să obțineți un obiect de decor mai mult decât un suport pentru flori. Dacă vă întrebați, am lucrat doar o zi aproape întreagă la această sferă. Deci, acum e adevărat că eu sunt cu viteză, dar pare ceva imposibil de făcut, dar să știți că a fost făcut de mâna omului, adică a mea. O mână de influencer, nu orice mână. După cum știți, la noi toate lucrurile încep cu o bază și acest minunat aranjament pe care o să-l facem săptămâna asta, da, se va baza pe o sferă de polistiren. O să luăm niște scoci de hârtie, da? O să lipim această... Hopa. Nu vă opriți cu scociul de hârtie doar pe îmbinătura sferei de polistiren, ci va trebui să învelim toată sfera de polistiren în scoș de hârtie, pentru că siliconul care curge din pistolul de lipit e atât de fierbinte încât topește polistirenul. Această sferă puteți să o cumpărați, cred că o găsiți la orice magazin care furnizează articole pentru florării sau chiar și în florării. Dacă veniți la mine, la noi la atelier, eu cu mare drag vă dau una. Bun, și după ce... Ia uite, după ce am învelit toată mingea asta de polistiren în scoș de hârtie, începe și jucăm volei! Nu! După ce am făcut treaba asta, începe adevăratul test de răbdare. V-am arătat săptămâna trecută cum să faceți această împletitură. Este exact același principiu, da? Și asta ne va fi practic... sub talpa acestui suport al nostru. Următorul pas va fi să punem niște eprubete. Ia uite, mai am aici. Puteți să faceți gaură cu absolut orice. Da? Ca să puneți aceste eprubete, să le fixați în sfera de polistiren. Da? Eu fac gaură cu pistolul, că mi-e mai simplu. Nu o să punem foarte multe eprubete, pentru că nici nu o să punem foarte multe flori. Cred că v-am spus mai pe la începutul emisiunii noastre educative că dacă avem un suport care e un pic mai pretențios, mai cu mai multe detalii, mai interesant, atunci putem să avem un aranjament floral mai simplu, pentru că, la urma urmei, ar fi păcat să pierdem frumusețea suportului din vedere. Da? Deci o să avem doar câteva eprubete. Uite, o să mai pun două aici. Acum începe adevăratul test al răbdării, să vedem cine este mai chinez bătrân decât mine. Ideea aranjamentului este foarte simplă. Se ia perlă cu perlă și se lipește una lângă alta. De mai multe, eu am aici o cutiuță cu perle de mai multe dimensiuni, până când ori o iei razna, ori albești. Da? Deci este un adevărat test al răbdării, dar după ce faceți asta și lipiți perluță lângă perluță, obțineți asta. Ca să fiu 100% sincer cu voi, că știți că eu sunt un influencer și serios și sincer, m-au ajutat și colegii mei din atelier, că altfel cred că o luam razna. Acum o să umplem eprubetele cu apă. Așa. Și acum o să trecem la această treabă minunată,
cu florile primite de la Radu, de la grădina urbană. Am ales o creangă de magnolie, care va fi oarecum piesa de rezistență, la piesa de resistance a aranjamentului nostru. O să o punem în... pur și simplu o să o punem peste aceste probete, o să fixăm cu niște sârmă. Ia să mai pun una pentru siguranță. O să punem un firicel de iasomie în aceste probete. Punem niște ranunculus. Ăsta se cheamă Clooney. Oare, nu știu dacă are legătură cu George Clooney, dar așa se cheamă. Câteva firicele. V-am spus că nu o să avem foarte multe flori în aranjamentul ăsta. Și acum o să punem câteva fire de viburnum și cea mai frumoasă floare, nu există, ăsta e un pleonan, să zici, cea mai frumoasă floare, că toate sunt cele mai frumoase. Am lăsat-o la urmă, dar n-am pus-o aici, o să vă surprind. Taram, doamnelor și domnilor, în prima audiție pe canalul meu de influencer, happy o mai fost. Așa, mimoza, da, uite, deci ce floare și nu vă puteți imagina cum miroase. Îmi pare atât de rău că se găsește o perioadă destul de scurtă pe bursă și nu putem avea înflorării mai mult timp. Voilà, totul s-a schimbat și acum, doamnelor și domnilor, taram! Ia uite, noi în atelier zicem că dacă nu e cu multă muncă, cu multă învârteală, ați văzut săptămâna trecută cu sârmulițe, acum cu perluțe, nu ne simțim bine, nu ne facem bine la cap și cred că, nu știu, avem o pasiune nebună pentru astea care înseamnă multă muncă de chinez bătrân. Oriunde vedeți Daniel Nora, oriunde, dați acolo repede, eu îl știu pe ăsta, așa să ziceți, să dați acolo like și follow și share și toate cele, bine? Acestea vin spuse, promit ca data viitoare să avem un aranjament așa de relaxare, foarte, 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 foarte ușor de făcut. Sau poate nu. Vedem. Vă pup, să aveți o zi absolut fantastică. Pa!